bine ați venit în viitor. Niște tineri au programat. Au programat și au ajuns la o aplicație care te ajută să spargi gheața în conversații. Texte de agățat de la inteligența artificială. Da, exact. Ei au făcut niște oameni un experiment cu aplicația asta și este în felul următor. Cred că am mâncat în același loc, răspund oamenii ca să provoace aplicația. Ăsta a fost răspunsul. Același loc? Oh! Chiar așa? Aici deja e fals. Cine vorbește cu oh? Poate că am mâncat din aceeași farfurie, așa cum urmează să facem într-o zi. Vai, ce lame. Băi, e lame rău, dar tot nu știu de cine pică. Am întrebat și eu inteligența mea artificială de buzunar. Știi ceva replici de agățat? Sigur, am o serie de replici, cred că și vorbește ea. Nu pot să-mi scad ochii din tine. No. Ești atât de atrăgătoare, atragător și misterioasă, misterios. Ce părere ai să ieșim la un ceai sau o cafea? Sper că ți vor fi de folos. Ce părere ai să ieșim la un ceai, la o cafea? Sper că mi-ești de folos. Nu pot să-mi scad ochii din tine? Nu pot să-mi scot ochii din tine. Mamă, nu pot să-mi scad ochii din tine. Exact așa mi-a scris. Dacă vrei ca să agăți, ai trimis mesajul ăsta direct. Știi ceva replici de agățat? Fii atent la interlocutorul tău și să arăți interes pentru ceea ce spune, să fii amuzant și plin de energie, dar să nu forțezi prea mult, să complimentezi și să fii respectuos. Ah, și gata, m-am lăsat. Și acum o întreb. E normal ca fetele să agațe băieți? Este normal ca fetele să-și manifeste interesul față de băieți și să dorească să-i cunoască mai bine. Cum să cunoască Vlad Drăgulin o fată ca să-i devină iubită? Încerca să cunoști o fată și să-i devii iubitul. Este important să fii sigur că ai sentimente sincere față de ea. Vlad Drăgulin. Atracție fizică. Față de Vlad Drăgulin. În considerare următorii pași. 1. Fii sociabil și deschis. Interacționează cu fetele pe care le întâlnești. Asta da. Oferă un zâmbet și fii politicos și respectuos în comunicare. Okay. 2. Caută evenimente sociale sau activități care îți plac și... Vezi? Ți-am zis! Nimic. 3. Nu mânca tort în timpul emisiunii de radio. Oh, Doamne! Asta e, ăsta e viitorul, bine, deci, ați venit în viitor. În fața acestei forme de inteligență este lumea în genunchi acum în perioada asta? Se pare că da. Radio Zoo.